Am fost anunțat de la trapeza mănăstirii. Pentru cei care s-au înscris de ieri pe listă și au achitat sau nu au achitat, dar cei care s-au abonat de ieri pe listă pentru masa de seara de acum, sunt rugați să coboare acum la 18:30 la masă. De aceea noi vom suspenda, vom închide acum lucrările și Bine, după liturghie, bineînțeles, vă așteptăm la comemorare la crucea. Deci liturghia urmează să dureze între 10 și 11:30, iar la ora 12, la crucea partizanilor, la crucea luptătorilor anticomuniști, va avea loc ceremonia anuală de pomenire a celor care au luptat și au căzut în rezistența armată anticomunistă din Munții Pădărașului. Vă mulțumim pentru prezența noastră, vă rugăm să ne scuzați încă o dată pentru disfuncțiile tehnice. O să încercăm să vorbim aici, să ne remedieze.